La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru slujba de înviere. Anul acesta, organizarea este mai riguroasă și adaptată la condițiile pandemice. Ca urmare, credincioșii nu vor putea participa într-un număr extins la slujbă. Pentru ei se va crea un perimetru delimitat de garduri. Au mai rămas câteva zile până la noaptea învierii. Anul acesta, spre deosebire de cel precedent, participarea credincioșilor este permisă. Ieșenii consideră o binecuvântare relaxarea restricțiilor de circulație din noaptea de sâmbătă spre duminică. Este un lucru foarte bun, normal, corect și foarte frumos. Înseamnă foarte mult, înseamnă să fim alături de Hristos, să ne ajute, că avem destule probleme și să ne sprijine în tot ce facem noi, să fim sprijin. Anul trecut am stat acasă, am așteptat lumină. Slujba va începe ca de obicei la ora 23:30 și va ține până la 5 dimineața, timp în care credincioșii pot asista atât la mitropolie cât și la parohiile de care aparțin. Da. Păi cu ajutorul Dumnezeu și Maicii Domnului toată slujba. Vom încerca să facem un perimetru, să nu se aglomereze decât atâtea persoane cât pot intra. Iar în afara acestui perimetru, adică în toată curtea aceasta, vor fi puse și două ecrane pentru ca credincioșii să poată vedea și auzi slujbele noastre, chiar dacă nu sunt aici în față. Dacă unii credincioși sunt de acord cu măsurile de protecție adoptate și pentru sărbătoarea Paștelui, alții susțin contrariul. Nu cred în virus. Nu cred. De ce? Că nu cred. Este ceva o prostie, o tâmpenie, nu cred. În biserică? Nu. Credința.